nu știu dacă am mai povestit-o. Am avut o discuție atât cu părintele Cleopa, despre zis. Am avut ocazia să-l întâlnesc și l-am întrebat cum e cu vise. Și mi-a răspuns prompt, toate sunt de la drag. Și chestia asta m-a perplexat, fiindcă am putut imediat, ca oricare judecător, să-i spun, soțul Mariei află despre faptul că ea e însărcinată printr-un vis. Era un vis care vinea un adevăr, era un vis care venea de într-o instanță de nepus la îndoială. Și mai sunt locuri în Biblie în care visul e o cale de dialog între Dumnezeu și credincioșii. Cum îmi spune că toate vin de la îndoială? Și atunci părintele Cleopa, un moldovean, cu umor și cu rafinamente arhaice, mi-a spus, da, dă-mi, așa e, sunt și unele. Dar decât să-ți mintești lumea, să le spui, să stea, să deosebească, să le explici, la mine spune toate de la diavol și așa. E mult mai igienic să le spui asta, decât să începi să le explici care e diferența. Dar în tradiția răsăriteană există menționată problema viselor încă de la primii călugări de testurile creștinismului prim. Ioan Casian, un călugăr și un teolog care are de-a face cu noi, că a trecut și pe aici la un moment dat, spune la un moment dat că e bine ca un maestru spiritual, adică un călugăr versat, să cerceteze visele ucenicilor. Ca să-i spune ceva despre cum sunt ei alcătuiți, despre ce trebuie să facă pentru a-i dirija în orice comunitate. Evagrie Ponticul însă, din potrivă, spune ca și Cleopa, a se slăbit. Niciun vis nu trebuie luat în serios. Ioan Scăraru face o deosebire care e foarte importantă și care se poate practica de oricine. Spune, există un criteriu simplu să deosebești care vise de la dracu și care sunt de la rândire. Dacă te școli bine dispus, sunt de la dracu. Pentru că înseamnă că ai visat ceva euforizat. Ceva care ți-a dat o dilatație, o animii riscată. Te-ai umplut de slavă de șapte. Dacă te școli mohorit, dacă te școli cu senzația că te așteaptă dracu, atunci ai un mesaj angelic și el trebuie să fie luat în seamă. Dar tot Ioan Scăraru spune, cel ce crede visurilor este asemenea celui ce aleargă după umbra sa. Percepând vezi un fel de risc în acest efort. Și tot el spune că e riscant să gândești ziua lucrurile pe care le trăi noapte. Există o diferență de o ușură de nivel care nu e în avantajul niciunea din părți. În orice caz, avem de-a face, în mod clar, cu o cutie a Pandorei. De-aia avem voie să avem mici momente de panică.